începe repartizarea lemnelor de foc pentru cei care au depus cerere la primării. Unde se pot adresa oamenii, ne spune colega mea Victoria Ocară. Victoria, bună seara, te ascultăm. Bun găsit! Primăria Chișinău a anunțat că solicitanții vor primi câte 3 metri steri de lemn de foc și că vor fi repartizate conform listelor prezentate de către autoritățile locale din suburbii. Prioritate vor avea familiile social vulnerabile, persoanele cu dizabilități și cei care nu au altă sursă de încălzire decât pe bază de lemn. Cetățenii din municipiul Chișinău, care au nevoie de lemne de foc, se pot adresa la ocolul silvic din raza de activitate a acestuia. Astfel, locuitorii din Ghidighici, Grătiești, Trușeni, Durlești și Vatra pot apela la ocolul silvic Ghidighici de pe strada Mihai Eminescu 59. Locuitorii din Cricova, Stăuceni și Ciorescu vor fi deserviți de ocolul silvic Criuleni de pe strada Victoriei 8. Iar cei care locuiesc în orașele Codru, Sângeraș, în satele Băcioi și Bubuieci se pot adresa la ocolul silvic Anenii Noi de pe strada Parcului 17. Amintim că anterior guvernul a anunțat că în acest an lemnul de foc pentru consumatorii casnici nu se scumpește. Astfel, un metru ster de lemn de specii tari va costa între 550 de lei și 875 de lei. Prețurile pentru lemnul moale variază între 350 de lei și 475 de lei. Acestea au fost informațiile. La revedere! Victoria, îți mulțumesc!